Salutare, frați români! Buongiorno, bonjour, buenos dias și guten tag! Sau Iuno Potchivano pentru frații noștri secui! Bine ați venit la episodul cu numărul 2 al podcastului nostru, podcastul românilor din UK și UE. Eu m-am cam umplut de limbi străini pe la gură, nu vreau să dau și pe tricou, așa că vă las pe voi, mai poligloți ca mine, să puneți jos în comentarii feluri în care se mai salută lumea prin Europa. Fără limbaj porcos, vă rog. Eu sunt Ciprian, prezentatorul acestui show. Vă salut din însorita Anglie și astăzi am plătit factura la căldură. Mă bucur, mare, soare, chiar frumos afară. For a change, cum zic ei. Nu-i întotdeauna soarele garantat aici. Sunt în sud-vestul Angliei, ca să fiu mai precis, în comitatul Devon. Țin minte că acum vreo 13 ani când m-am mutat aici și am început să anunț amici, prieteni, cunoscuți că mi-am schimbat numărul de telefon, toți îmi spuneau invariabil același lucru. A, ești în Anglia. Unde? În Londra? Când le arătam cât de departe sunt de Londra, toți spuneau, băi, te-ai dus la dracu un praznic. Și așa și poezioara cu un român s-a dus săracu all the way to mama dracu. Că toți suntem noi românii pasionați de rongleză. Și astăzi e un zbor de rutină solo, șotiosul de serviciu aici la butoanele show-ului nostru. Cred că trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că invitații vor ajunge mai greu, pentru că am văzut niște tigri, ceva panteri, niște lighioani pe aici, pe strada studioului nostru. Nu mi-e de altceva, dar să nu-i atace pe săracii invitații. Să sperăm că își vor învinge temerile și tracul și va fi un lucru obișnuit să vină în studio și să dea un interviu. În cazul în care nu v-ați dat seama, sunt moldovean. Da, sunt moldovean, reprezentantul unei zone din România, responsabilă cu gemetele pământului și cu bătucirea ierbii din curte atunci când prietenii și familia încing câte o sârbă. Prietenii aia care întotdeauna știu de ce. Sunt realizatorul și gazda acestui podcast. De exemplu, aici camera în care filmăm acum se află în casa în care locuiesc împreună cu familia. Iar dacă soția nu ducea copiii afară la parc, acum aveam niște pokemoni zgâtiați pe aici, făcând tumbe și în loc de podcast filmam un mini-circ cu ei trăgând de cabluri pe aici, probabil. Da, știu că toți copiii sunt plini de viață, energici, numai că ai noștri sunt un fel de iepurașul din reclama de la Duracell, dar hibridizați cu armăsarul lui Harapalb, ăla din mânca orzul cu juratec și probabil că s-a dăpa cu ceva energizant. Atunci a să fi văzut număr de vizionări. Și dacă tot am zis din numărul de vizionări, țin să vă anunț că episodul de săptămâna trecută încă este urmărit, numărul este ascendent. Asta înseamnă că încă prezintă interes, încă este distribuit și mă bucur enorm. Vă mulțumesc celor care v-ați implicat în mod activ și ați dat share atât pe pagina personală, cât și pe grupuri de români de acolo unde sunteți voi, măcar pe grupurile pe care ați putut să faceți lucrul ăsta, care v-au permis să faceți lucrul ăsta. Înțeleg că nu toți sunt la fel de deschiși. Deci vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase și pentru cuvintele de încurajare. Nu sunt eu un mare fan al laudelor, dar când vine vorba de vorbe de duh și de sfaturi, le apreciez pe toate și le aștept cu mare interes. Pentru că, după cum am spus-o și în alte rânduri, eu învăț așa, as I go along. Nu sunt specialist, nu sunt profesionist, nu am lucrat în editare, video, nu am lucrat în studio sau la vreo televiziune locală și cu sculele de la serviciu sau cu ce am mai cumpărat eu de-a lungul anilor, m-am apucat să fac ceva că aveam prea mult talent și dădea pe afară. Fac lucrul ăsta dintr-un simț civic, pentru că simt că este nevoie să fac lucrul ăsta și învăț pe parcurs. Deci un pic de răbdare vă rog să aveți cu mine. Spuneam că sunt gazda acestui podcast, deci sunt tot felul de
factori care trebuie considerați atunci când vreau să realizez un material, timp, dispoziție, inspirație, material, eu îmi scriu tot materialul, nu am pe nimeni în spate care să-mi scrie tot ce trebuie să spun aici. Încerc să scriu, să pun jos pe hârtie și apoi să îmi scriu niște promptere, niște chestii care să-mi aduc aminti exact ideea pe care vreau să o spun, pentru că altfel ar zbura așa precum asteroizii prin creierul meu și nu ar face niciun sens ce vreau să spun. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-ați arătat și l-arătați în continuare față de această inițiativă și față de această platformă și vă rog să o faceți în continuare pentru că avem nevoie să creștem, avem nevoie să fim cât mai cunoscuți, cât mai accesibili de toate comunitățile românești, indiferent unde s-ar afla ele. Dacă nu știu de noi, bineînțeles că nu ne pot urmări, iar noi vrem să fim o voce pentru comunitățile românești, în special pentru cele din diaspora. Eu personal am discutat cu foarte mulți administratori ai grupurilor de români, atât de aici din Marea Britanie, cât și de prin Italia și unele chiar din România. Pot să raportez că, spre surprinderea mea, marea lor majoritate au fost pozitivi, marea lor majoritate au susținut ideea, au aplaudat inițiativa, au fost de acord că noi românii trebuie să lucrăm la noi înainte să ne îmbunătățim imaginea în Europa. În ce sens să lucrăm la noi? Adică să lucrăm cu noi înșine, să ne înțelegem noi între noi, să ne respectăm noi între noi un pic mai mult, să învățăm să comunicăm mai eficient, să dialogăm într-un mod civilizat și, bineînțeles, încercăm să ne schimbăm atitudinea. Cei care înțeleg lucrul ăsta, știu la ce mă refer. Să fim un pic mai pozitivi, un pic mai puțin și încordați. Chestia aia pe care o simți de fiecare dată când mergi acasă în concediu în România, știi? Toată lumea e nervoasă, toată lumea se grăbește undeva, dar nimeni nu are chiar atât de mult nevoie să fie stresată. Așadar, ne-au lăsat să distribuim materialul pe canalul lor. Spuneam că marea majoritate au înțeles ideea și s-au prins că nu vindem nimic, nu promovăm nu știu ce produse sau nu știu ce partid politic sau nu știu ce. Nu suntem afiliați la absolut niciun partid politic, la nicio organizație de niciun fel, nu sunt susținătorul vreunui partid sau vreunui individ politic. Nu asta mi-este ideea. Vom discuta despre politică și despre ceea ce se întâmplă în mediul politic, pentru că, bineînțeles, ne interesează, dar nu susțin pe nimeni. O să avem la un moment dat o discuție mai pe larg asupra candidaților și ideologiilor politice care tot s-au perindat în ultimele 3 decenii prin guvernele României. Într-un material separat, dacă este interes, lăsați-mi în comentarii și atunci vom discuta mai multe. Deocamdată ne vedem aici de oile noastre. Am avut, bineînțeles, și unii administratori ale unor canale, ale unor grupuri care nu au fost la fel de încântați. Mulțumim celor care nu ne-au pierdut timpul, ne-au spus din start că nu, iar celor care inițial ne-au spus că da și după aia s-au răzgândit, le dorim multă sănătate și sper să se răzgândească, sper să reconsidere decizia pe care au luat-o în viitor, să ne susțină așa cum inițial ne promiseseră că o vor face. Voi în continuare vă rog să distribuiți materialul acesta atât pe pagina personală cât și pe grupurile care vă permit lucrul ăsta din locul în care sunteți. În special unde sunt comunități mari de români. Aici vorbesc de Belgia, Franța, Olanda, Spania, Germania, Austria și așa mai departe. Am fost întrebat de unii dintre voi de ce am ales numele ăsta de Români in UK și UE Podcast. Nu am făcut-o ca să exclud comunitățile de români din Statele Unite sau din Australia sau din Noua Zeelandă, de exemplu, ci pentru că realitatea noastră europeană este un pic schimbată, este un pic diferită față de ceea ce se confruntă ei în viața zilnică. Numele pe care l-am ales
S-a cam ales singur, de fapt. Este o variantă de răspuns mai complicată, mai complexă, pe care o voi aborda într-un material următor. Dacă aveți intenția să aflați mai multe despre lucrul ăsta, vă rog să-mi lăsați în comentarii și o să fac un material separat. Dacă nu, voi aborda subiectul într-un podcast viitor cu un invitat. Acum o să vă dau doar varianta scurtă de răspuns. Distinția asta între românii din UK și UE nu am făcut-o eu. Deci a făcut-o poporul britanic în 2016, când au votat la referendum să iasă din UE. Cred că nu mai constituie niciun fel de noutate sau niciun fel de știre pentru nimeni în lume că la 1 ianuarie 2021 Marea Britanie va ieși din UE. Așa au hotărât 51,8%. Nu ne-a întrebat nimeni pe noi, cetățenii europeni care locuim aici, în Marea Britanie. Și suntem 3 milioane. Bănuiesc că, într-un fel, e normal să fie așa, pentru că, na, tu ești în țară la ei, nu ei în țară la tine, dar, până la urmă, ești aici, faci parte din comunitate, unii dintre noi sunt cetățeni de fază în comunitățile în care locuiesc, cu toții muncim, plătim taxele, contribuim, cred eu că ar fi normal să avem un cuvânt de spus. Cei care au realizat cu adevărat lucrul ăsta și parcă se cramponează de lucrul ăsta sunt organizația The 3 Million, cei 3 milioane. Au un website pe care o să-l pun în descrierea acestui clip și o să vă rog să intrați pe pagina lor de internet. Să vedeți ce fac băieții, să faceți cunoștință cu echipa lor. Am înțeles că una dintre membrele fondatoare este o româncă. Noi îi salutăm, îi sprijinim, le dorim mult succes. Ei vor să ceară și să protejeze drepturile noastre ale celor 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie și cred că doar susținându-i vom reuși să avem o voce. Așa cum această platformă, acest podcast vrea să unească românii și să-i aducă împreună undeva într-un loc în care pot dialoga, pot comunica, pot spune povestea. Nu neapărat să fie prieteni. Trebuie să facem distinția asta. Nu vreau să fim cei mai buni prieteni, best friend, să facem grătare și să bem lăzi întregi de bere de fiecare dată când ne vedem. Nu asta este intenția mea. Intenția mea este să avem o platformă de comunicare, unde să ne spunem povestea, unde să dăm exemplele pozitive, să arătăm că se poate, pentru că în marea majoritate a cazurilor, românii sunt aici o poveste de succes. Sunt integrați, sunt asimilați, lucrează, plătesc taxe, fac bani, trimiși acasă în țară și așa mai departe. Adică, nu știu ce este rău. A, că sunt niște elemente. Da, sunt elemente peste tot, oriunde, în orice țară, pe orice nație are elementele, orice pădure are uscăturile ei. Dar alea sunt cu treburile lor. Are grijă poliția, are grijă justiția, are grijă, au grijă autoritățile competente de ei. Noi hai să ne ocupăm de ale noastre. Așadar, spuneam, de organizația The 3 Million, o să las link în descriere, intrați și susțineți-i pentru că băieții merită. Am auzit de ei de la Marius Cheța, care are podcastul Un Român în Londra. Podcastul ăsta este disponibil în fiecare miercuri pe radio.com. Radio. Un nou radio înființat, un radio al românilor din Marea Britanie, funcționează din Londra, emit din Londra, băieții au o echipă de vreo 25 de oameni, din câte am înțeles. Eu am luat legătura cu managerul stației, cu Sorin, am discutat cu dumnealui, un tip foarte inimos îmi spune că toată echipa lui este cât se poate de determinată să facă proiectul ăsta să meargă. Cei dintre voi care locuiți în Marea Britanie și care vreți să-i ascultați, eu zic că băieții sună foarte bine, îi recomand, mie îmi plac, încercați și voi și sunt sigur că nu o să regretați lucrul ăsta. În continuare, dacă aveți întrebări, opinii, sugestii sau pur și simplu vreți să aflați mai multe despre ceea ce fac eu aici și de ce fac ce fac, lăsați-mi un comentariu și o să încerc să răspund în timp cât mai scurt. O introducere și jumătate. Hai să vedem așa, pe repede înainte. Ce s-a mai întâmplat? Ce ați mai văzut? Ce am mai citit? Ce am mai gândit? Ce am mai auzit și ce am mai experimentat? Ce s-a mai întâmplat în lumea asta mare și frumoasă?
Urmărind știrile, am realizat că noi românii suntem niște neînfricați când vine vorba de coronavirus. Ni ferim de curent, ca dracu de tămâie. Scuipăm în sân, facem cruci cu nemiluita când fulgeră. Ni este frică de ochi, de pisica neagră. Dar când vine vorba de COVID, suntem bățoși și curajoși. Nu ca fătălăi ăia care tot se dau cu dezinfectant și evită aglomerațiile. Ce e, domne? Bag seamă că vine valul 2 de pandemie. Călare pe o placă de surfing, așa, dintre aia pe care scrie mare made in China, cu părul vâlvoi și cu un zâmbet transformat în rictus de acum. Treaba în Europa de Vest este foarte îngrijorătoare. Mai ales pentru țările care făceau un profit considerabil din turism. Acolo se tot acuză autoritățile că ascund adevărul adevăratui număr de infectați. Că de fapt nu se iau măsuri destul de ferme și că se urmărește trântirea economiei la pământ. Economiile acelor țări sunt amenințate cu o trântă în stil judo de vreo 17-18%. Asta în contextul în care criza din 2008-2009 a fost datorată unei scăderi economice de 6-7%. Interesant, zic, nu? La noi, gurile rele spun că guvernul român, care este plin de altfel de tot felul de genii politice, de gospodari bine intenționați și competenți care mai de care, ci că ar fi masat datele și ar fi gogonat oficialii de la Bruxelles ca să primească niște paralii europene. Că de fapt și de drept numărul de infectați ar fi scos din burtă, ca lista de cheltuieli de pe fondul de rolment la începutul anului școlar, sau ca lista de cheltuieli ale lui Agicu, administratorul blocului. Știți voi la ce mă refer. Parcă își aud pe politicienii români cum își freacă palmele și cântă adu-i Doamne, că mulți abia așteaptă ăia 80 de miliarde de euro de la UE. Și atunci te întrebi, cum naiba să te creadă lumea că ești un popor serios, o țară de oameni serioși, când tu aștepți ajutor financiar de pandemie și nici măcar nu i-ai primit deja, că deja îi promiți la investiții în infrastructură? Păi, nu, nu ne mai trebuie guvern, frate. Nu ne mai trebuie lideri, oameni muncitori sau investitori străini. Băgăm încă vreo 2-3 pandemii așa, la 80 de miliarde de coco bucata, și am rezolvat cu investițiile. În infrastructură, în sănătate, mai vedem noi pe ce mai cheltuim, pe unde mai facem o căsuță, o viluță, o chestie, o piscină și am terminat bălciu, nu? Na, nu m-ar mira. La momentul ăsta nu m-ar mira să mai declare la un moment dat că stai să vezi că din banii aia trebuie să mai facă niște donații promise și neoficiate sau încă nedate pe la Catedrala Neamului, că noi suntem un neam de rugăcioși. La câte rugăciuni am plătit pe acolo, ar trebui să avem zid anticovid dintr-o parte în alta României, în jur, așa, ca un fel de plasă. Nu numai că n-ar trebui să avem infectați cu COVID, n-ar trebui să mai avem nici infracțiuni, n-ar trebui să mai avem nici analfabetism, ar trebui să fim așa, aproape semi-îngeri. Deja ar trebui să ne iasă câte un rând de mici aripi din spate, așa. În fine, vom vedea noi cum o fi și cum o fi. Că până la urmă, tot cum o fi, așa o să fie, nu? Îmi pare rău să o spun, dar cred că este destul de clar că coronavirus rămâne în continuare hitul numărul 1. Este hitul anului 2020, nu doar al verii. Cred că ăștia de la Carla's Dreams și cu Lidia Buble și Irina Rimes și care mai sunt, mor de ciudă. Ar vrea ei să fie așa în top. COVID-ul domină știrile mai de hai decât moldovenii de la muzica de peste Prut. Ei o domină scena muzicii românești, a muzicii pop, iar COVID-ul domină știrile, atât în presă, cât și pe site-urile de socializare. Pe unii chestii asta ne pune pe gânduri, iar pe alții crizează de-a dreptul. Din păcate sunt unii care cad pradă conspirațiilor cu reptilieni, cu masoni, extraterestri, Soros, iluminați și așa mai departe. Într-un fel înțeleg antipatia celor care... Într-un fel înțeleg antipatia față de cei care sunt la cârma unei țări.
sau față de deciziile pe care le iau ei în numele nostru. Oricât ai da, oricât te-ai chinui, oricât te-ai strădui, tot n-o să mulțumești pe toată lumea. O să mai găsești ofuscați, ofensați că decizia nu le convine, că nu le bate vântul din direcția preferată sau că trebuia făcut altfel. Eu nu mai știu care informații sunt credibile, nu mai știu ce să cred și cum să cred, de-aia urmăresc doar știrile oficiale. Atât. Nu mă mai uit pe Facebook la niciun articol, nu mă interesează care apă cu usturoi vindecă ce virus și ce bacterii. Eu când sunt bolnav, mă duc la doctor. Nu mă duc la descântătoare, nu mă duc să-mi aprindă chibrituri, nu mă duc să-mi scui pe sân sau peste cap sau să-mi dea cu cenușul peste urechi. Eu dacă am o problemă într-un domeniu, mă duc la specialistul în domeniu. Când repar mașina, mă duc la mecanicul auto. Când repar bicicleta, mă duc la mecanicul de biciclete. Dacă am nevoie de un sfat pentru grădină, mă duc la un grădinar. Așa sunt eu, mai pe dos. Dacă este să-mi fie permis o părere personală, totuși, despre felul în care autoritățile au abordat această carantină și această izolare, personal, spun încă o dată, nu sunt specialist, dar cred că ar fi fost bine să fie izolați și carantinați persoanele bolnave, vulnerabile, nu și cei sănătoși, cei capabili de muncă, cei capabili să susțină economia unei țări ca să se asigure că nu ajungem la sapă de lemn din punct de vedere economic. Asta e părerea mea. Problema este că cred că din această cauză, că s-a generalizat abordarea, avem și un număr semnificativ de persoane care acum, în prag de valul 2, nu mai aderă la nicio distanțare socială, nu mai vor să poarte mască, pur și simplu nu le mai pasă, nu îi mai interesează de pandemie, de potențiale complicații din societate și așa mai departe. Le-au venit lehamitea. Nu mai vor oamenii să creadă în nimic și cine poate să-i condamne. Există totuși o minoritate cărora nu prea contează ce le zici, că ei oricum săreau la beregată. Pentru că, na, așa e lumea, îi pestriță și la momentul ăsta e cam cu poalele în cap. Oricum nu era de așteptat ca toți să credem același lucru, toți să gândim același lucru și toți să avem aceeași părere. Dar totuși ce mă mâhnește este că în loc să fim uniți, în loc să arătăm și să demonstrăm că suntem Uniunea Europeană, deci nu justificăm termenul de Uniune Europeană, ci ne îndreptăm așa la nivel de continent, metaforic vorbind, spre momentul ăla penibil, la o nuntă cu năbădăi, în care se numără banii imediat după dar și zici că și-o băga michiduță coada în periniță. Când dă nașul ochii peste cap că nu i-a dat și lui o dedicație de aia mare și specială, că Cuscri se înjură ca la un meci de fotbal din Liga 3, nu da și s-au luat la îmbrâncit pentru ce știu eu ce motiv, iar mirii deja se amenință cu divorțul. Cam așa văd eu situația în UE la momentul ăsta. Și cred că este, ar fi indicat, îmi doresc să văd o schimbare în bine. Adică, fraților, aici vorbim despre Europa, despre continentul civilizat, despre continentul civilizator, nu despre niște insule locuite de pescari analfabeți pe undeva împrăștiate prin Pacific. Am niște pretenții. Am ajuns așa, parcă terenul de joacă al conspirațiilor, al intrigilor, al zâzaniei, iar asta parcă ne face de râs, până și în fața porcilor gripați de acum vreo 11 ani sau a vacii nebune din anii 90. Da. Într-adevăr, este pandemie. Așa spune Organizația Mondială a Sănătății. Cine nu crede lucrul ăsta, mergeți pe pagina lor și convingeți-vă. Nicio problemă. Nu trebuie să mă credeți pe mine. Nu-i pandemie, că zic eu. La început, totuși, am fost înduioșat, să fiu sincer, de răspunsul oamenilor. Am văzut omenia aia, spiritul ăla de colaborare. Dădeam dovadă de o ceva special.
Unde au dispărut toate sentimentele alea pozitive? Unde au dispărut oamenii care rezolvau problemele din sănătate neglijate de guverne decenii de-a rândul? Mi-a crescut inima așa la început când am văzut că unii oameni arătau că omenia se demonstrează la necaz. Când nu au fost echipamente de protecție, au venit oameni de afaceri, întreprinzători și au schimbat domeniul de activitate, au produs echipament, măști, dintre astea, șorțuri și așa mai departe. Dacă nu a fost personal într-un spital, s-au adus în altă parte, cum a fost cazul în Suceava. Au fost oameni care au organizat lucrul ăsta. S-au strâns fonduri, s-au organizat chete, s-au luat inițiative la foc automat. Au arătat că se poate și că la greu putem să ne bazăm pe cel puțin câțiva membri ai speciei umane. Ăia puțini, ăia care au dat un masterclass în organizare și în dragoste față de semenii lor. Pe ăia îi salut, cu tot respectul. Au fost oameni care s-au oferit voluntari, au sărit ca lei în prima linie și au suflecat mânecile și au oferit timpul, resursele pentru comunitatea în care trăiesc, nu pentru atenția personală sau pentru vreun beneficiu financiar. Oameni. Într-un cuvânt, oameni. Au arătat că omul la nevoie se cunoaște. Așa spune și proverbul. Adică nu trebuie multă școală, trebuie doar să știi un proverb. Acum, unde este recunoștința noastră pentru ei? Unde ne este nouă spiritul civic? Nu trebuie să facem mare lucru. Trebuie doar să ne spălăm pe mâini și să purtăm o mască atunci când intrăm în magazin. Atât. Așa parcă zici că a venit vara și, pai iubii, am plecat la plajă. În fine, dacă ar fi să comparăm subiectul ăsta coronavirus cu o țigară, cred că e rulat, fumat, strivit în scrumieră și aruncat la coș, iar coșul luat de oamenii ăia care iau coșul în fiecare săptămână și deja e procesat la fabrică și dus. Nu este lehameti până aici să auzim de subiectul ăsta, dar totuși toată lumea îl abordează pentru că într-un fel sau altul, în mod direct sau indirect, ne afectează. Știu, 95% din populație este în regulă. Pare că nu este afectată fie deloc sau nu foarte mult. Dar s-a gândit cineva la aia 5%? Știți cam cât reprezintă cei 5% din populația globală? Aia 5% care sunt cu risc fatal. Vă zic eu, vreo 40 de milioane. Adică cam cât au murit în două războaie mondiale. Incluzând Hiroshima și Nagasaki. Acum înțelegi de ce este important să-ți speli mâinile și să porți mască în magazin? Știu, ca măsuri sunt doar așa, un praf pitoba metaforică. Până când apare un vaccin fezabil, cam tot ce putem să facem este să ne spălăm mâinile și să purtăm o mască atunci când intrăm în magazin. În fine, cu vaccinul e altă poveste, dar mi s-a terminat berea. Și trebuie să plec până la magazin ca să-mi cumpăr niște măști, ca să pot merge până la supermarket, să iau niște carafe și apoi să merg la barul din colț să-mi pună tante niște beri din traia rece de la dozator. V-am pupat, vă doresc o săptămână fantastică, iar până săptămâna viitoare, până la episodul următor,